Bună, sunt Paula și din nou v-am pregătit o rețetă sănătoasă de gem, fără zahăr procesat, fără conservanți, fără coloranți. Gemul l-am făcut doar din fructe și semințe de chia. Am vrut să vorbesc puțin de semințele de chia. Semințele de chia sunt foarte nutritive, dau energie, au omega-3 care este foarte sănătos pentru organismul nostru, pentru inimă, pentru creier. Sunt bogate în proteine, de aceea țin senzațioase, ajută la cei care vor să slăbească și reglează zahărul în sânge. De asemenea, mai conțin minerale, anumite minerale, calciu, fier, seleniu și sunt foarte, foarte puternici antioxidant, chiar mai mult decât afina. Am văzut câteva proprietăți nutritive pe care le are semințele de chia. Acum hai să vedem la ce le putem folosi. Le putem folosi cum le-am folosit eu la gem, la budincă, nouă ne place foarte mult budinca de chia, le putem adăuga la smoothie, la pâine, la sucuri, sau cei care au alergie la ou poate să le folosească ca și un locuitor pentru ou. O lingură de semințe de chia la 3 linguri de apă și se lasă la muia 15 minute. Acum haideți să vedem rețeta pe care am pregătit-o. Good? Yeah. You good? Yes. Papi. Yummy, yummy.